Bună ziua, domnul Florin. Spuneți-ne ce s-a întâmplat. Am înțeles că aveți un minor dintr-o relație. Păi, luna trecută m-am dus să-l iau două zile să fac testul de paternitate, că de mult mi-am dorit lucrul ăsta și n-am putut, nu s-a putut face. Și am zis că-l iau, am rezolvat la București și m-am dus, l-am luat două zile. Când am sunat la firma respectivă, au zis că e pandemie, nu se poate face testul. M-am dus să-l duc înapoi copilul, nu n-am mai dat de mamă și-a schimbat numărul de telefon, a schimbat tot. Și nu mai răspuns la telefon deloc. Am căutat-o zi și noapte, n-am găsit-o pe niciunde. Peste tot am căutat-o. Concubinul ei am auzit că ar fi bătut-o, consuma unul Maxim Petrică, un bun consumator de băuturi alcoolice. Am auzit că amândoi consumau de fapt și așa, am auzit că o bătut-o și nu mai stă nici cu el. Am fost la părinții lui, am fost și astăzi, o ieșit cu toporul după mine, m-au fugărit, nu mai știu ce să fac. Chiar nu mai știu, sunt prins la mijloc. Dumneavoastră stăteați în concubinaj? Da, am stat 5 ani în concubinaj. Am înțeles. Acum am înțeles că a plecat din localitate. Am mama înțeles copilul. Că e plecată prin străinătate pe undeva. Când? Dar fără să, nu știu. Mama să zice că o săptămână, două înainte de Paști. Mama lui zice că nu-l interesează să-l las la casa de copii. Pot să fac treaba asta, mă doare sufletul, e copilul meu. Am înțeles. Ce vreți să facă autoritățile? Să dea de ea și să o decadă din drepturile părintești. Nu se poate o mamă să facă așa ceva. Dumneavoastră vreți să vă asumați răspunderea că îl veți crește? Da. Păi da, dacă de atât timp copilul la mine și nu a pățit nimic, nu va păți nici în continuare. Numele și prenumele. Urs Florin Marian. Ce e, mă, Marian? Nu e nimic, ce să fie. Care-i problema? Vine în prea vreoasă un pic. După... Ne, mă, căutați pe... Marian, ce nu cu tine. Nu mă bag. Păi acum pleacă și lasă copilul. Și ce viu de vină, măi, omule, mă? Să-l rămâne, să-l las la ea. Bă, au fost aici, de la poziția copilului și-o dat... Știi că au fost aici. Păi și atunci că ai... Ne puteți spune și nouă ce s-a întâmplat? Ce? Ne puteți spune nu și nu se poate. Nu puteți să spune. Nu, dar tu ai vreo legitimație ceva? Da, am legitimație de presă. Arată-mi legitimația, mă, că dau ce, două vreze de... Mă bateți, așa? Bă, nu mă faceți, că eu... Marian, eu am fost domn. Să nu mi-aduc aminte că eram prost din tarea. Să nu mi-aduc aminte. Nu mai bateți la mine la ochi. Pe cum îl lasă mie copilul așa? Am înțeles, dar între voi, măi, omul. Între voi, părinte, părinte, șeful ei. A solicitat. O să vină și poliția imediat. Ascultați-mă un pic ce vorbiți. A spus că sunteți mămurlan proști și ăsta. Deci ce a spus? Uitați că se filmează. Nu, nu, poți să registrezi. Lasă-mă că tu n-ai legitimație. Chem poliția dacă vrei. Cheamă-o. Aici, să vină să-i iau copilul. Vă rog, 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 să
Odată declarație soția că sunt de bolnav, nu putem să ținem copilul, după ce o mai vin de a doua oară la mine la ușă, ia. Păi trebuie să mă la muncă, ce fac cu el? Păi da, și cu cine mama lui e plină că vrea să ducă el la muncă. Păi spuneți-mi unde este, cum să știți, dar nu vreți să spuneți că v-am auzit și în sutera să avem cea. De ce nu știu ca să avem o reație amiabilă cu ei? Am avut și amiabilă. Și să vă nu discutam la mine nicio. Haideți să stați să vorbim noi, dar nu frumos. De ce nu încercați să aveți o relație americană cu ei, să puneți la punct creșterea copilului? Da, domnul, da. Copilul e nepot, nu puteți înțeleg, nu? E nepot, dar dacă noi nu putem să știm cu ce zice... Nu e problema asta, dar el spune că a venit la dumneavoastră ca să-i spuneți lui fața sau ce. Da, dar nu știm, domnule, unii plecate la muncă, ei nu mi-au spus fața că lor, că nu-s căsătorit. N-a făcut un copil cu el? Și acum a venit la muncă. Nu. Și acum are și un copil. Dar nu trebuie să vă înțeles. Acum nu legal. Stați să vă spunem mai bine. Copilul? Bun. Băiatul, dar spuneți că a fost cu ceva, cu aparatul de fotografie. Eu sunt persoana cu care ați fugit după tot. Păi și ce? Până unde am fugit? Vor vedea dâns și pe cameră. Da, dar chiar vreau să văd pe cameră. Dar, bun, ați făcut afirmația că și... Auzi la mine la ușa. Asta te întreb. La ușa e domeniul. Da? Da? Deci nu-i faceți absolut nimic? Și da, ce să-i faceți? Auziți, auziți ce spune. Să-i vedeți? Știu, dar vă înțeleg, dar cu ce zi o divină, ce zi o divină să vină la mine la ușa? Asta nu înțeleg, zi de zi. Stați puțin, că nu eu v-am bătut la ușă. Bun, au vrut să vă întrebe. Am înțeles, nu știți, e vezi. Eu vă fac proba. Dar nu mi-am făcut, ok, v-am înțeles, dar nu mi-am făcut nicio... Cum adică în instanță? Dar cum am mai educat? Dacă pe camera aia apare că eu am ieșit din pe ușă, puteți să-mi faceți ceva.